Salut, prieteni! Alături de mine se află Răzvan Pindic, eu mă numesc Dima și, după cum spune și titlul acestei emisiuni, eu caut psihoterapeut. Salut, Răzvan! Salut, Dima! Spune-mi, te rog, cu ce te ocupi? Sunt psihoterapeut psihanalitic și consilier pentru dezvoltare personală și fondator, ca să zic așa, al Cercului Freud. Proiectul ăsta care are o prezență online, până acum ceva timp avea și o prezență fizică, aveau loc niște ateliere, momentan nu se petrec, dar vor reveni la un punct. Clipuri pe YouTube, totul în jurul cumva al vieții psihice și al sănătății psihice din punctul ăsta de vedere mai psihanalitic, să-i spunem. Care a fost momentul în care ai decis că vrei să practici această meserie? A fost foarte interesant, eram în terapie atunci. Primul meu contact cu Freud a fost înainte de orice idee de terapie concretă și așa mai departe. Am început să-l citesc. Nu mi era foarte clar, părerea mea e că și din vina traducerii pentru cine se îngrijorează că nu înțelege pe Freud în română, nici traducerile nu știu prea mult. Dar, mă rog, nu a fost așa central în viața mea. La un moment dat am început să fac terapie cu un psihanalist și, între altele, am văzut că nu e o vrăjeală, că e ceva care are efecte, care m-a ajutat și care m-a ajutat în momentul ăla și eram într-un punct în care mă tot întrebam ce să fac cu viața mea, ok, aveam interese și așa mai departe, dar nu mi-era clar, nu știu, ce direcție profesională să iau, cum să fac și bani, cum să și trăiesc de pe urma chestiilor pe care le fac. Așa că într-o ședință îi povesteam psihanalistului meu de niște situații în care mă puneam, nu știu, ascultând oameni, uneori oameni așa cu un iz de marginalitate, chestii de genul ăsta și, mă rog, unele situații erau chiar și un pic periculoase pentru mine, că erau oameni care nu erau tocmai, nu știu, oameni obișnuiți, predictibili și așa mai departe și, nu știu, psihanalistul a avut momentul ăsta de inspirație și m-a întrebat, auzi, dar tu de ce nu te faci psihanalist? Ca să faci un ban dacă tot te bagi în situațiile astea. Și atunci m-a lovit chestia asta pentru că nu mi-a venit să cred că nu mi-am pus niciodată problema reală până atunci că aș putea să fac asta. Era atât de limpede că asta trebuie să fac, asta îmi place, dar nu mă gândisem niciodată că aș putea să fac cu adevărat chestia asta. Oh, foarte interesant. Ce tip de psihoterapie practici? Ea se cheamă psihoterapie psihanalitică, psihanaliză, mă rog, în literatură există tot felul de discuții mai utile sau mai puțin utile despre diferența între psihoterapie psihanalitică și psihanaliză. Eu personal aș propune mai degrabă că nu există nicio diferență esențială. E un tip de psihoterapie care diferă de multe alte orientări prin faptul că se concentrează pe relația dintre terapeut și pacient. Mai puțin pe niște tehnici prestabilite, pe niște pași clar de urmat. Felul în care o practic eu e un rezultat mult mai mult al spațiului terapeutic, al experienței din spațiul ăsta decât al literaturii. Cred că primul mare șoc al, poate al terapeuților în general, dar aici știu mai multe, să zicem, al psihanalistului când începe să practice, e cât de puțin are vreo valoare din ceea ce învață în realitate. Okay. Poate nu neapărat ca cu totul, nu e cu totul inutil, dar ca atitudine, ca atmosferă, ca fel în care le poți folosi. E o mare diferență și mi-amintesc că a fost o perioadă înainte să încep să practic, când vorbeam cu foarte multă claritate despre inconștient, nu știu, emoții, ce e bine în viață, chestii de genul și când am început să lucrez, mi-am dat seama, stai puțin, că nimic nu e atât de clar, de fapt.
și că e o mare diferență să lucrezi cu un om față de a lucra cu concepte, idei și așa mai departe. Și de asta e mult mai greu de vorbit, de fapt, despre terapie dacă ies în serios și să te asumi responsabilitatea asta. Pentru că ține foarte mult de realitatea omului din fața ta și a ta în relație cu el și așa mai departe. Răzvan, ce meserie ai fi ales dacă nu făceai psihoterapie? Păi, greu de zis. Am încercat să aleg niște meserii înainte. Am făcut vreo 2 ani de drept, după care am renunțat datorită psihanalizei. Cu ocazia asta mi-am dat seama că ceea ce mă ținea într-o depresie cruntă era faptul că eram la drept și iarăși nu toate momentele sunt de tipul ăsta, dar a fost un alt moment în care psihanalistul meu mi-a zis pur și simplu așa de nicăieri: auzi, dar de ce nu renunți la facultatea aia? Și iarăși nu îmi trecuse niciun moment prin cap că aș putea să renunț, că există această opțiune. Și da, asta e ceva ce am încercat, dar nu, clar nu mi-a mers în direcția asta și noroc că mi-am dat seama că nu merge. Am avut niște tatonări cu muzica la care nu am renunțat, doar că aștept numai nicio grabă, e o altă direcție pe care vreau să o iau. Da, aș zice că în afară de încercările astea de a face bani sau de a face ceva în viață doar pentru a face bani, cum a fost dreptul, aș zice că n-am renunțat la nimic din ceea ce voiam să fac. Le-am integrat cumva în cum arată viața mea acum. Uh-huh. Și e încă un proces de a le integra tot mai mult. Hai să zicem un lucru despre care aveai o părere până să descoperi psihanaliza și când ai descoperit-o a fost cu totul altfel decât îți imaginai tu. Pentru mine personal, psihanaliza a fost unul dintre momentele în care mi-am dat seama de ceea ce căutam înainte și nu mi-era clar că-l caut. Și mai ales mi-am dat seama că prin filozofie căutam la vremea aia ceva ce numai prin psihanaliză puteam să găsesc. Wow. Da, și anume o manieră de a vorbi despre, nu știu, despre suflet, despre minte, o manieră de a vorbi pur și simplu, de a folosi cuvântul care să aibă impact, care să aibă efect, care să nu se consume așa într-un plan abstract ca vorbă goală, ci să poți folosi cuvântul pentru a-ți schimba viața sau a-ți o promova sau în sensul ăsta, ceea ce de fapt era caracteristic filozofiei în antichitate, dar s-a pierdut pe parcurs. Și cu psihanaliza asta a fost, adică, nu știu, spre exemplu, citind din Freud, aflai acolo tot felul de chestii care îți dădeau instrumente. Puteai să, după ce citești, nu știu, Doliu și melancolie, apare ideea asta că depresia s-ar putea să fie în multe cazuri o furie întoarsă împotriva propriei persoane. Wow. Și rămâi așa, băi, asta e puțin. Nu cumva, în loc să fiu trist, sunt foarte furios pe cineva și nu-mi permit să trăiesc furia asta, să o manifest. Și atunci rămâne să o manifest față de mine însumi, să mă învinovățesc, în loc să fiu furios, tot felul de lucruri de genul ăsta. Ceea ce e mult diferit de, nu știu, analize care se rămân într-un plan din ăsta abstract al ideilor. Dar, din nou, există azi niște tendințe de a, chiar și în filozofie, de a reface lucrurile. Mi se pare că cartea publicată de Cristian Iftode, Viața Bună, are și miza asta de a readuce practicul lângă teoretic sau de a poate dizolva în sine distinția asta și a face, nu știu, a face lucrurile dintr-o unitate între a ființei, decât fie o despărțire între teoretic și practic, fie o punere la oaltă a lor
după ce le-am despărțit așa artificial, ca și cum le lipim una de alta. Un comedian odată a zis că la baza oricărei supărări stă o comparație. Ești de acord cu asta? Vio. Da. Da, știu. Și în momentul în care am auzit asta, mi s-a părut că e foarte specific ca să se aplice atât de general. Cred că la baza oricărei invidii stă o comparație, oricărei poate supărări care vine din invidie sau... Aha, ok. Poate din gelozie, dar din nou, apropo de psihanaliză și poate psihanaliza făcută serios, e destul de dificil să susținem afirmații atât de generale. Putem să o facem, dar e bine să știm că s-ar putea să nu se aplice în multe cazuri și e bine să fim pregătiți să renunțăm la generalități în favoarea persoanei, în favoarea vieții reale, ca să zic așa. Ok. Poți să-i deduce traumele unei persoane după felul în care arată? Mi se pare că întrebarea asta e foarte potrivită felului în care a făcut Freud psihanaliza. Felul în care a apărut ea și felul în care a ajuns mai ales în, să zicem, în cultura populară. Perspectiva asta de detectiv care reușește să citească oameni și adevărul e că parte din ceea ce a făcut Freud a fost să trateze oamenii ca pe niște texte. Dacă ne uităm, nu știu, la felul în care descrie anumite dinamici intrapsihice și așa mai departe, eu personal sunt pentru a renunța la genul ăsta de ambiție, pentru că se petrec foarte multe chestii care pot să pară că pot să ducă la impresia că reușim să citim oameni, că oamenii pot fi citiți și așa mai departe, când de fapt se întâmplă ceva mult mai simplu. Oamenii, spre exemplu, pot juca și roluri. Pot să, nu știu, pot să fac pe cineva să fie citibil tratându-l ca pe cineva care e ușor de citit. Tot felul de dinamici din astea reale și e clar că felul în care tot ce facem exprimă ceva din ceea ce suntem sau ceva care se manifestă și în alte registre. Nu știu, ce îmi pun în picioare s-ar putea să exprime ceva care se manifestă și în ce spun când mi-e foame sau tot felul de lucruri de genul ăsta. Numai că nu cred că e atât de simplu și de multe ori s-ar putea ca traumele pe care le înțelegem, pe care le deducem din cum sunt îmbrăcați oamenii, să fie mai mult niște chestii care vorbesc despre noi decât despre îmbrăcămintea celuilalt. Aha, ok. Mergi la un psiholog, la un psihoterapeut? Ai fost? Am fost, cum ziceam, am început să merg chiar înainte de a mă pregăti ca să devin psihanalist. Am continuat pentru că și din nevoia pe care o aveam de spațiul terapeutic, dar și ca pregătire, pentru pregătire aveam nevoie de spațiul respectiv. În prezent nu mai merg. Ceea ce fac în schimb e un proces autoanalitic. În principiu, ca să dau așa niște detalii, de luni până vineri, ca și cum ar fi o ședință de terapie, dar e un cadru în care fac lucrul ăsta cu mine însumi înscris și cred că e ceva valoros, e valoros mai ales pentru că dacă ne uităm Freud, spre exemplu, din păcate el nu a făcut terapie vreodată. Dacă scoatem din ecuație relațiile lui de prietenie, spre exemplu, care aveau și o miză terapeutică, și atunci cred că e bine să ne uităm și la ce face Popa, nu numai la ce zice Popa. Da, cred că e un instrument valoros. Am în vedere chiar să fac un atelier la un punct despre, în general, tehnici de autoanaliză și felul în care practic eu asta. Cred că e important să nu privim autoanaliza sau terapia ca niște chestii care
trebuie să se substituie vreuna pe cealaltă. Cred că autoanaliza e ceva ce poate să ajute fie până la terapie, însemnând că de la un punct încolo am nevoie de prezența al cuiva real ca să pot duce niște procese. Poate să fie ceva ce ajută de la terapie încolo, adică reușesc prin prezența cuiva să pun în mișcare niște procese pe care le pot duce mai departe eu cu mine însumi. Există și varianta să ajute și în timpul unei terapii. Nu știu, când nu merg, habar n-am, nu mă duc de 5 ori pe săptămână cum se poate în psihanaliză la limită. Mă duc o dată sau de două ori și în celelalte zile poate stau eu cu mine însumi, mai scriu ceva, văd cum e și să-mi fiu alături chiar eu mie. Ai fost vreodată la spovedanie? Da, chiar am o istorie, n-aș zice lungă, dar bogată cu creștinismul și mai ales cu creștinismul ortodox. Mulți se asociază spovedania cu psihoterapia. Da. Și cred că ar putea fi similar. Ar putea fi similar cele două, dar din păcate, cred că mult din ce înseamnă spovedanie se bazează pe o instrumentalizare a vinovăției și o perpetuare a ei. Ok. Foarte simplu, pentru că, clar, putem vorbi foarte mult despre asta. Chiar și când ți se iartă păcatele, ceea ce ți se sugerează este că trebuie să ți se ierte ceva. Mm-hmm. Și că, prin urmare, ești și poți fi vinovat. Iar din punctul meu de vedere, și asta e o altă discuție lungă, vinovăția e ceva extrem de păcătos, ca să fac un joc de cuvinte, e ceva care nu prea își găsește vreo utilitate psihică și apare cel mai adesea ca simptom, ca să zic așa. Cu greu poți să vezi un fel în care vinovăția face bine cuiva. Și e interesant că Freud ajunge la un moment dat să pună vinovăția inconștientă sau, cum mai spune el, nevoia de autopedepsire la baza oricărei simptomatologii. Și ți-a plăcut la spovedanie? Adică ai amintiri frumoase cu spovedaniele? Te-ai simțit mai bine după spovedanie? Da, aș zice că în momentul ăla mi se părea că mă simt mai bine. Mă simțeam extraordinar de liberat. Am și avut un părinte duhovnic foarte dedicat și la un moment dat mă gândeam că s-ar putea să fie mai ok să ai preoți mai puțin dedicați sau care nu cred în Dumnezeu decât preoți atât de convinși. Momentul respectiv sau momentele alea credeam că mă simt mai bine, era foarte intens. Dar în fond eram foarte zbuciumat. Nu m-a ajutat niciun fel spațiul de genul ăla sau mai mult decât a fi un spațiu în care poți să exprimi zbuciumul ăsta fără să rezolvi prea mult din el. Și aș zice acum că de fapt nu mă simțeam bine, nu aveam nevoie de asta și cred că există și preoți, pentru că există oameni în general vorbind care sunt mai ok, care înțeleg că pot fi și umani, că nu trebuie să fie, nu știu, slujitorii unei cauze extrem de înalte care ajunge să uneori sau care are riscul să producă comportamente inumane sau chestii de genul ăsta. Ce greșeli ai făcut ca psihoterapeut? Apropo de ce ziceam de impactul ăsta de șocul întâlnirii cu practica. Prima mea, aș zice, mare greșeală ca psihanalist, care m-a învățat foarte multe și a fost cumva punctul de cotitură când m-am hotărât să nu mai pun atât de mult preț pe literatură și să mă concentrez foarte mult pe ce se întâmplă în moment.
Deci prima greșeală în sensul ăsta a fost când am dat o interpretare foarte inteligentă într-o ședință de terapie de care eram foarte cumva convins, lucrasem la ea, notițele pe care mi le luasem și am venit cu interpretarea asta foarte inteligentă din punctul meu de vedere, care a rănit-o pe pacienta care era în terapie. Okay. Adică efectul interpretării mele nu a fost niciun fel terapeutic și în momentul ăla mi-am dat seama ce responsabilitate mare am sau mi-am dat cu atât mai bine seama de chestia asta și cum trebuie să mă opresc din a încerca să interpretez, să citesc, să chestii de genul ăsta și să ascult și să devin cumva mai degrabă auxiliar în procesul ăsta, să fiu foarte atent la celălalt și să las pe el să-și desfacă viața sau procesul de a, să-și deschidă procesul de a, de a-și pune viața în valoare, de a gestiona niște lucruri, să nu vină de la mine, să nu insist eu. Chestia asta face parte din figura psihanalistului, din popor care știe, care trebuie să știe și care trebuie să zică, care e adevărul, mulți oameni chiar vin cu așteptarea asta, fac parte dintr-o presiune care se face asupra psihanaliștilor în formare. Foarte puțin se discută în asociațiile de formare despre realitățile astea mai incomode, mai puțin clare, mai reale din terapie. Cred că totodată în psihanaliză există și un spațiu pentru a înțelege lucrurile astea așa. Cred că în alte orientări terapeutice se merge cu atitudinea asta până la capăt. Cred că atunci când sunt făcute bine, chiar și acolo, nu se merge până la capăt. Dar în psihanaliză mi se pare că felul de a pune problema te face să înțelegi, dacă iei în serios psihanaliza, care e responsabilitatea ta să fii prezent acolo. Ok, ai zis că ai început să te focusezi mai mult pe pacient și pe faptul că trebuie ascultat. Nu te simți obosit sau plictisit de faptul că pacienții se plâng mai tot timpul? Niciodată. În fond, dacă asculți foarte atent pe oricine, astfel încât persoana respectivă începe să se deschidă și să fie sinceră, să fie onestă și totodată prin spațiul pe care îl creezi să înceapă să exploreze într-un fel nou ceea ce simte, experiența asta e cred o experiență fundamental umană care se simte ca o experiență foarte bună și pentru cel care ascultă. Ce pacienți ai refuzat sau au refuzat și de ce? Am refuzat pacienți care erau într-o relație prea apropiată cu pacienții care veneau deja la mine. Ok. Și atunci am făcut o recomandare pentru altcineva pentru că spațiul terapeutic e nevoie să fie un spațiu în care, pentru că e și mult prin cuvânt, tot procesul se petrece prin cuvânt, e nevoie să simți că e un spațiu în care poți vorbi despre orice. Și în momentul în care vine un pacient care e într-o relație apropiată cu un alt pacient, s-ar putea să simtă că nu mai poate vorbi despre orice. Chiar dacă eu, să zicem, aș putea să fac diferențele clar, să nu amestec lucrurile eu în măsura în care pot sau nu, s-ar putea să, pentru pacient, să apară senzația că nu poate vorbi despre orice, că sunt anumite chestii de ocolit și prefer să evit asta și să fac o recomandare pentru altcineva în situațiile astea. Care crezi că este cel mai potrivit cadou unei persoane cu depresie? Să o asculți. Povestim mai ușor despre ceea ce simțim. Crezi că alcoolul are și impact pozitiv? Ar fi de discutat poate mai mult aici, dar cred că așa poate privind un pic mai metaforic lucrurile, deși nu neapărat metaforic. Alcoolul e de multe ori folosit
aproape ca un fel de medicație psihiatrică. Pe unii oameni îi ține cumva într-o formă, să zicem, stabilă în configurația respectivă, la fel cum, să zicem, medicația psihiatrică are de multe ori același rol. Da. Ceea ce înseamnă adesea și a ne face un pic rău sau poate mai mult în felul în care am învățat să ne facem rău, pentru că s-ar putea ca în chestia asta să existe și un sentiment de acasă, de confort. Ok. Dar e limpede că alcoolul e o soluție atunci când în fond nu există soluții. Știu că psihanaliza se ocupă și de interpretarea viselor și voiam să întreb dacă ne poți da câteva exemple de vise ale pacienților și interpretarea lor. Mă fer să fac lucrul ăsta. Mă fer să dau orice detaliu din și din terapiile pe care le conduc. Numai că mă oferesc, nu o fac, sunt cumva obligat sau mi-asum această responsabilitate conform cadrului psihanalitic. Singurul spațiu în care apare o discuție de genul este cu colegi. Da, înțeleg. Da, altfel... Ok, în regulă. Fix al alta seară mi s-a întâmplat să visez ceva foarte ciudat. E prima dată când a visat că aveam două penisuri. Ce ar putea să semnifice asta? E adevărul e că Freud a formulat interpretarea viselor cu un soi de promisiune că dacă cineva vine la tine cu un vis, așa cum aduci tu visul acum, poți să dai o interpretare pur și simplu. Deși nu mai nuanțat privind lucrurile, nici măcar el nu a propus chestia asta, pentru că cel care dă interpretarea de obicei, în cea mai mare măsură, e pacientul. Psihanalistul ceea ce face e să îl susțină în demersul ăsta, de a-și înțelege visul. Wow, ok. Și atunci ar fi destul de dificil să zic eu despre ce este visul. Ce aș putea eu să fac e să stau de vorbă cu tine și să te invit să îl înțelegi tu, să vorbim despre asta. Asta sună chiar mai interesant decât dacă mi-ai fi interpretat visul. Mi se pare mult mai interesant asta, că mă ajuți să interpretez eu visul meu. Da, asta este sau ar trebui să fie miza genului ăsta de terapie. A încuraja niște procese ale celuilalt, ale pacientului, a putea el să facă, nu ar rămâne terapeut în poziția asta de guru sau de oracol care spune, care dă adevărul, care chestii de genul. Crezi că psihanaliza și de ce nu chiar și psihologia s-ar fi dezvoltat diferit în absența cocainei? Un răspuns simplu ar fi da, pentru că deja lucrurile s-au întâmplat așa. Din viața lui Freud a făcut parte studiul cocainei, consumul de cocaină, dar mai important cumva aș zice decât consum a fost studiul și ce rol a avut speranța asta lui Freud că prin cocaină va reuși să ajungă faimos la nivel academic și în sfârșit să se căsătorească cu logodnica lui Martha Bernays. Căsătorie pentru care trebuia să aibă bani. Și există, da, nu știu, speculații apropo de, nu știu, faptul că psihanaliza ar fi un produs al cocainei sau chestii de genul ăsta. Odată mi se pare că treaba asta vine și dintr-o atenție prea mare acordată lui Freud și poate în general istoric acordată persoanelor care au formulat o direcție. E limpede că sunt importante, dar e problematic când devin prea importante și în psihanaliză Freud, din păcate, încă e așa și nu e nevoie să fie. Da, sunt mai multe lucruri de discutat aici.
Aș zice că a avut un rol important în viața lui Freud și pentru că Freud a pus bazele psihanalizei, atunci da, poți spune. Dar în ce fel, dacă asta invalidează ceva din psihanaliză, aș zice că e discutabil și mai mult decât atât, că e un pic ridicol să spunem că faptul că Freud a consumat cocaină face ca terapia de azi în cabinet să nu funcționeze. Ok. Da. Ne poți spune pe scurt cine este și care au fost contribuțiile lui Edward Bernays? Edward Bernays a fost nepotul lui Freud, care a inventat cumva PR-ul, public relations, sau cel puțin forma modernă a acestui tip de raportare la viața publică prin discurs și strategii de politici publice, să zicem. Da. Cred că Edward Bernays e responsabil, dacă n-ar fi fost el, poate ar fi fost altcineva, dar a fost el, de a fi preluat, cum de altfel o și spune foarte mândru de el însuși, de a fi preluat retorica de război, felul de a comunica cu publicul, de a propune mesaje și așa mai departe, și a folosit și în timp de pace. Și vedem cum există azi o obișnuință de raportare în felul ăsta și, mă rog, Edward Bernays a avut un efect mai peste tot, și în advertising, și în cumva oriunde omului nu îi se spune jet by jet care e treaba. Vedem treaba asta și azi cu situația asta creată de pandemie, felul în care nu numai guvernele, ci și tot felul de mișcări alternative, antiguvern sau toate, absolut toate taberele tind mai degrabă să livreze mesaje manipulative, mesaje care vor să impună, care să obțină un răspuns, niște comportamente, niște schimbări sociale, fără a avea încredere în faptul că oamenii pot face ceva dacă le spui drept ceea ce vrei de la ei. Cu pandemia, spre exemplu, poate doar așa guvernamental, campania pro-vaccinare n-a fost în niciun moment o campanie în care oamenilor li s-a vorbit ca unor cetățeni responsabile. Vedeai tot felul de mesaje că, nu știu, cei dragi, națiunea, loteria vaccinului. Da, 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 tot felul de lucruri de genul ăsta, care au și aptitudinea de a te, cum ziceam, de a te face să te comporți ca cineva care pică la mesaje de genul ăsta. Și din punctul meu de vedere, asta a creat o disponibilitate foarte mare a oamenilor pentru mesaje alternative, antiguvern și așa mai departe. Și avem propaganda așa din toate direcțiile și foarte puțin timp de gândire, foarte puțin timp pentru nuanțe, astfel încât aproape că nu mai știm exact despre ce vorbim. Trebuie să intrăm pe, nu știu, articole de medicină ca să citim efectiv care e situația, pentru că în rest nimeni n-are încredere să creeze o dezbatere sinceră. Toată lumea dintr-o tabără sau alta crede că știe deja adevărul și ceilalți trebuie convinși oricum putem face treaba asta. Ok. Crezi că contribuțiile lui Edward Bernays, că vorbeam de el anterior, au fost mai mari pentru psihologie sau pentru consumerism? Cred că au fost mai mari pentru consumerism, adică pentru strategii de piață. Advertising și așa mai departe. Cred că a afectat și psihologia în măsura în care psihologii încearcă să se vândă și să apeleze la strategii de marketing, cel puțin în sensul ăsta, ca să, nu știu, își facă un nume, să aibă pacienți și așa mai departe. Și ai situații în care psihologi sau psihoterapeuți
nu știu, scriu niște mesaje în care promit niște lucruri pe care n-au cum să le promită, sau, nu știu, într-adevăr, pot ajunge chiar în cabinet să se comporte într-un fel care are ca miză păstrarea pacientului acolo sau, nu știu, transmiterea unui mesaj mai departe că e un terapeut bun și că e devenit acolo. Sunt multe feluri în care poți să nu fii onest. Da. Și cred că Eduard Bernays a contribuit semnificativ la lucrul ăsta. Ce mai e de precizat poate despre Eduard Bernays este că, din nou, e de studiat în ce măsură sau ce înseamnă faptul că au avut succes strategiile propuse de el. Pentru că trebuie să nu uităm că era foarte bun la advertising, ceea ce înseamnă că era foarte bun la face advertising și pentru PR și pentru ceea ce propune el. Da. Era foarte bun numai să manipuleze oamenii pentru o politică sau alta sau un interes economic sau altul, ci inclusiv pentru valoarea propunerilor lui și cine e el și așa mai departe. Okay. Și s-ar putea ca lucrurile să fie un pic mai simple decât le propune el și să se lovească multe lucruri pe care țin de advertising, de lucrurile astea, să se lovească de o criză similară celei de care s-au lovit multe studii din zona psihologiei sociale care îți spuneau că nu știu, dacă treci prin ceva de genul, nu mai țin minte exact detaliile studiilor sau experimentelor, dar ceva de genul, că dacă citești un chestionar în care dai de multe cuvinte care sugerează îmbătrânirea, o să te miști mai greu pe hol pentru că vezi, Doamne, nu știu, începi să joci îmbătrânirea sau chestii de genul. S-a ajuns la concluzia că au fost supralicitate studiile astea și că în fond nu sunt atât de replicabile și că perspectiva asta extraordinară în care oamenii pot fi influențați cu mesaje subliminale, cu chestii de genul, nu prea ține. Oamenii nu prea pot fi influențați așa. Știu că s-a întâmplat chiar în Germania cu o fabrică de vitamine, cred, din astea efervescente. Știu că au crescut consumul de vitamine desenând două pastile pe cutie. Adică oamenii au început să ia două pastile după ce au văzut că sunt desenate două pastile pe cutie. Singura diferență că înainte era doar o pastilă desenată pe cutie într-un pahar cu apă. Deci cumva... Da, cred că există lucruri de genul ăsta care au efect. Doar că inclusiv exemplul ăsta e destul de simplu în comparație cu altele, mai ales astea din psihologia socială. Și mai avem, nu știu, la Bernays exemple din astea, apropo de cum fumatul a ajuns să fie promovat în rândul femeilor și s-a deschis o piață în zona respectivă, pentru că a fost livrat ca țigările au devenit torțe ale libertății, chestie pe care a luat-o de la un psihanalist, la care s-a dus facturând ședința pe cel plătea, mai știu cum îl chema, individul care avea firma, compania de tutun, care voia să se deschidă pe piața respectivă. Wow. Da. Brăzvan, tu ai avut vreodată reclamă plătită ca să atragi clienții? Da. Bine, erau reclame pentru ateliere, pentru, nu mai știu dacă și pentru postări, pentru ateliere, pentru clipuri pe YouTube, da. Ok. Momentan aș zice că n-aș mai face asta, pentru că mi se pare tot mai valoros maniera asta de a te promova din om în om. Da. Mi se pare agasant să fii bombardat cu mesaje sau reclame, oricât de bune ar fi produsele sau serviciile pe care le afișează. Și eu personal mi-am propus să nu mai folosesc Facebook-ul
pagina mea personală de niciun fel, încă sunt în proces pentru că nu e așa ușor. Dar da, momentan încă, chiar mie personal mi-e imposibil să renunț complet la Facebook, cel cu Freud având o prezență cumva importantă pe platforma asta, sau platforma asta încă e importantă pentru cel cu Freud, dar aș vrea să nu mai fie pe cât posibil. Și cred că e important să începem să ne gândim tot mai bine la cum am putea să facem ca platforme totalitare de tip Facebook să nu mai fie atât de importante. De exemplu, vin la tine cu problema, problema care constă în faptul că sunt dependent de rețele de socializare. Cum ar decurge procesul terapeutic? Cum ar începe, în primul rând? Cum ziceam, în psihanaliză, în principiu, și cu atât mai mult în felul în care o practic eu, odată că nu există o rețetă standard, a doua oară că nu sunt eu cel care vorbește în primul rând. Ce aș face ar fi să te încurajez pe tine să vorbești despre asta și de aici ar pleca lucrurile. În primul rând, creând un spațiu în care tu să poți vorbi despre asta și poate un spațiu în care poți vorbi despre asta așa cum nu prea poți să vorbești altundeva. Spațiul terapeutic își propune să fie un spațiu sigur, un spațiu în care te simți în siguranță. Iar asta schimbă, e destul de diferit de majoritatea spațiilor pe care le întâlnim în viața noastră. Și deja fiind în spațiul ăsta, felul în care vorbești tu însuți tinde să fie diferit. Și tu însuți poți să auzi lucruri noi spuse de tine. Cum poate face psihoterapie o persoană sordomută? Cum poate merge la psihoterapeut? În scris funcționează? N-am făcut asta până acum. Nici nu știu dacă poate într-un singur caz am zis că există și opțiunea asta. Nu prea mi s-a întâmplat să apară oportunitatea să zic că uite, da, în caz de orice există și varianta asta. Dar da, în esență ar fi un mediu în care se poate face. Mi se pare o întrebare bună. Adică nu numai ca întrebare, ci și apropo de faptul că în general nu ne punem problema accesibilizării în sensul ăsta al terapiei, discursului psihologic, spre exemplu, nu știu, ce mai înseamnă psihanaliza lui Freud și poate un focus pe imagine, da, și așa mai departe pentru cineva care nu vede. Ce psihologie poate să apară de acolo și ce spune asta despre anumite, nu știu, prejudecăți pe care le avem noi sau insistențe asupra unor simțuri sau lucruri de genul ăsta. Crezi că psihoterapia ar trebui inclusă în asigurare de sănătate? Cred că absolut ar trebui inclusă. De ce nu se întâmplă asta? Cred că din mai multe motive. Unul e că momentan psihoterapia, psihologia nu sunt reprezentate politic bine. Nu e încă un spațiu organizat coerent, care să știe cum să comunice cu mediul politic, cu societatea în ansamblul ei și așa mai departe, cu un mesaj unitar. Au existat tot felul de scandaluri pe la Colegiul Psihologilor. În general, e o zonă așa foarte estul sălbatic, ca să zic așa, încă. Cred că și social oamenii încă asociază psihoterapia cu a fi nebun, ceea ce, dacă s-ar putea face asocierea, maxim ar putea fi făcută cu psihiatria, pentru că psihiatria lucrează cu
să zicem, statul cu etichete de tipul ăsta, cu, nu știu, cămașe de forță și chestii de genul. Psihoterapia nu are instrumente de tipul ăsta, dar nici acolo nu m-aș grăbi să fac o asociere de genul ăsta. Cred că oamenii încă nu, sau nu mulți dintre ei înțeleg că psihoterapia nu numai că nu este pentru oameni nebuni, este și un soi de lux. Mai degrabă un soi de serviciu de lux în care, pentru că e și scump, în majoritatea cazurilor, a te duce și a, nu știu, fi ascultat, a sta de vorbă, a vorbi despre tine într-un spațiu în care e doar pentru asta, e doar pentru tine. Nu multă lume își permite să facă lucrul ăsta. Impresia mea tot mai puternică, cum de altfel și scrisesem, nu mai știu, ieri sau altăieri pe Cercul Freud, e că într-un anumit sens psihoterapia sau psihanaliza în mod special e pentru oameni sănătoși, nu pentru oameni bolnavi sau nebuni, în sensul în care a te duce la psihoterapie de obicei e un semn că există un nucleu de sănătate, de încredere, foarte valoros. Înseamnă că îmi caut binele, că mă interesează lucrul ăsta și când lipsește treaba asta, de obicei nici nu ajung vreodată la psihoterapie. Răzvan, cât durează o terapie la tine și cât costă? Depinde. O ședință de terapie durează 50 de minute. Ok. Nu m-aș grăbi să zic cât costă, pentru că e posibil ca prețul să se schimbe și atunci, dacă este acum un preț, s-ar putea, nu știu, să zicem, întâlnirea asta, filmarea asta să apară într-un punct în care nu mai e la prețul și să încurce lumea și chestii de genul. Durata terapiei, apropo de câte ședințe și așa mai departe, e din nou variabilă. De exemplu, vin cu o problemă cum ar fi anxietatea. Cam câte ședințe ar fi nevoie ca să funcționezi normal? În esență, câte simți tu că ai nevoie. Ok. Ceea ce spun de obicei este că psihanaliza e în principiu o terapie de termen lung. Ceea ce nu vorbește despre durata ei concretă, de tipul număr de ședințe, număr de luni, de ani, de nu știu ce, ci de cum, ce orizont își propune să aibă. Un orizont în care ne dăm timp ca să explorăm niște lucruri, ca să înțelegem ceva, nu ne grăbim, nu vrem să ieșim utili, eficienți și angajabili la finalul terapiei. Adică miza nu este pentru alții, miza e pentru mine, cel care merg în terapie, indiferent cum ajută sau nu ajută pe altcineva. Și atunci, având asta în minte, ideea este să existe o atenție către, nu știu, cât se mai simte terapia respectivă, ca având sens, mă mai ajută cu ceva, nu mă mai ajută, mă încurcă, habar n-am. Sunt lucruri care pot fi discutate și încurajarea e să fie discutate într-un spațiu în care se poate vorbi despre orice. Și pacientul e cel care dă cumva multe din coordonatele astea. Cât timp, chiar cât de prezent sau cât de mult vorbesc eu, cât nu, pentru că el este important. Stabilirea obiectivului, adică cumva trebuie să vină mai multe din partea pacientului. Da, sigur, există repere de cadru, cum îi se spune tehnic, repere unele generale psihanalitice, unele pe care mi le asum eu ca stil al meu de lucru, dar în esență, da, e ceva care, având în vedere lucrurile astea, se mulează pe pacient, pe cum are el nevoie de spațiul ăsta. S-ar putea să ai nevoie să vorbești mai mult decât altcineva. Nu știu, mai mult decât mine. S-ar putea să ai nevoie să vorbesc eu mai mult la un moment dat.
nu știu, s-ar putea să ți se pare că tac prea mult și că e dubios, da, sau tot felul de lucruri de genul ăsta. În esență, eu sunt atent să mă orientez, dar e și un spațiu în care astea sunt vorbite sau își propune să fie un spațiu în care pot fi vorbite, ca pacientul să zică, nu știu, mi se pare că am dubios că tace așa mult. Uh-huh. Și tu ca terapeut, ok, mulțumesc că mi-ai zis, că poate nu-mi dăm seama. Uh-huh. Poate fi o situație, să zicem. Ok. Ești de acord cu afirmația că toată lumea are nevoie de terapie? Nu. Depinde ce înțelegem prin toată lumea și terapie. Cred că toată lumea are nevoie de ceea ce se petrece în terapie. Ok. Dar cred că nu e terapia, nu știu, singurul loc în care putem întâlni asta. Adică a fi ascultați, a putea vorbi despre ceea ce simțim să vorbim, a fi înțeleși, încurajați să ne afirmăm pe noi înșine. Uh-huh. Sunt lucruri care psihanaliza sau psihoterapia psihanalică și multe psihoterapii, lucru pe care îl fac profesional sau își propun să fie mai ales genul ăsta de spațiu, dar chestia asta se mai întâlnește și în prietenii. Uh-huh. Nu știu, poate absolut întâmplător cu cineva, habar n-am, la un festival, uh-huh, pe plajă, la un concert, la un spectacol, habar n-am. Dar aș zice că cu toți avem nevoie de genul ăla de spațiu. Și e ceva bun care vorbește despre lucrurile de care avem nevoie ca să ne punem în valoare, ca să ne arătăm potențialul, uh-huh, și mai puțin despre ceea ce ne lipsește, despre chestii pe care trebuie să le facem ca să ajungem la un start imaginar, ca să fim normali sau chestii de genul. Avem nevoie de genul ăsta de spațiu, oricât de bine am fi. Și miza unei terapii ar fi ca spațiul ăsta să devină tot mai mult ceva ce individul dezvoltă el cu el însuși și l-are oriunde. Ok. Trebuie să vă descrie, te rog, pacientul ideal. Nu pot să-l descriu că nu există. Nu există? Nu, e... Pacientul ideal e cel care, maxim pot să spun, e cel care respectă cadrul, uh-huh, și vine la terapie sau nu numai, pentru că, din nou, cadrul psihanalitic general, nu toată lumea lucrează așa, dar multă lume lucrează așa, e un cadru în care poți și să nu vii la terapie. Doar că, spre exemplu, cum lucrez eu, ședințele la care nu se vine se plătesc. Uh-huh. Și atunci terapia continuă, tu poți să nu vii dintr-un motiv sau altul, poate e ceva valoros care merită discutat. Uh-huh. Ca exemplu absolut abstract, așa construit, nu știu, poate până la intra în terapie, în viața mea, simțeam o obligație din asta copleșitoare de a fi punctual, prezent oriunde, mm-hmm, mi-am propus, mi s-a cerut și așa mai departe. Și terapia ar putea să fie primul loc în care pot să nu merg, mm-hmm, și să fie ok. Wow. Asta ar fi o variantă. Ok. Da. Ce sfaturi ai da cuiva care caută un terapeut? Sfatul ar fi să vorbească deschis cu terapeutul la care ajunge, să-i spună ce îi place, ce nu-i place și să fie foarte atentă la ce simte. Dacă se simte bine în contextul respectiv sau nu. Dacă nu se simte bine, habar n-am, nici la prima, nici la a doua, nici la a treia, s-ar putea să nu fie ok, ceea ce înseamnă că terapeutul respectiv nu mi se potrivește. Dar ideea ar fi să nu mă opresc. Dacă simt nevoia de un spațiu de genul ăsta, să
încerc pentru că cel mai probabil o să găsesc pe cineva cu care să mă potrivesc. Ok. Dacă am creat un serviciu prin care să oferim întâlniri rapide între mai mulți terapeuți și potențiali clienți, astfel eficientizând această căutare și crescând șansele de compatibilitate, ai avea vreo părere sau un sfat pe care îl poți oferi? Da, sfatul meu ar fi să avem grijă în general cu platformele. Facebook e unul dintre exemplele cele mai ilustrative în sensul ăsta, pentru că ele pot și să facă legături într-adevăr care înainte de platformă erau mai greu de făcut sau dura mai mult timp, dar le pot face și mai superficial sau le pot distruge esența. Așa cum, nu știu, vedem, pot să vorbesc cu cineva din Singapore oricând, dar ajung să nu mă mai văd cu prietenul din oraș. Da. Pentru că știu că oricând pot să-i dau un mesaj, nu prea mai vorbim și așa mai departe. Spațiul terapeutic, mai ales psihanalitic sau mai ales spațiul în care lucrează cu vulnerabilitatea, cu deschiderea, ca un spațiu intim care trebuie să se simtă sigur și care se dezvoltă, lucrul ăsta e ceva care are nevoie de atenție și nu poate fi prea ușor jucat, testat fără să intru chiar acolo. Nu știu, nu pot să încerc 10 minute să văd dacă se leagă ceva. De asta recomandarea, deși din nou e greu cu generalitățile aici, dar o recomandare ar fi chiar la un terapeut la care la prima ședință nu mi se pare mare chestie, să mai merg, nu știu, o ședință, două, că poate se așează lucrurile într-un fel și îmi dau seama că, dar nu e o garanție, s-ar putea ca prima impresie să fie, să fie corectă. Și atunci văd o valoare în a crea un spațiu în care să pot vedea ce terapeuți există, ce tip de orientare poate psihoterapeutică, mai ales ca spațiu care să vorbească despre faptul că da, uite, e ceva despre care trebuie să vorbim, care e necesar și așa mai departe. Dar aș zice că e riscant să încercăm să grăbim lucrurile sau să le tehnologizăm prea tare sau să le transformăm în ceva comercializat. Ok. Mai mult decât are o componentă deja comercială, să zicem, terapia. În principiu, din punctul meu de vedere, dacă merg la un terapeut și nu-mi place, responsabilitatea sau chiar obligația, aș zice, terapeutului, e să-mi dea o altă recomandare. Pot să-i cer terapeutului care simt că nu mă potrivesc cu o altă recomandare. Ok, îți mulțumesc mult, Răzvan, am aflat foarte multe lucruri despre acest tip de terapie, psihanaliza, iar căutarea mea continuă. Pa, pa!